Ca și în anul precedent, cursanții școlii post-liceale sanitare din Rădăuți au adus cadourile care vor ajunge la copilașii care trăiesc în pragul sărăciei. Indiferent că au adus dulciuri, haine sau jucării, viitorii asistenți medicali ne dau o lecție importantă, aceea că pe lângă faptul că se preocupă de sănătatea fizică, sănătatea sufletului e la fel de importantă și nu doar de sărbători. În cadrul campaniei Donează o jucărie, fă un copil să zâmbească, toți cursanții Centrului de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt, Școala Post-Liceală Sanitară Rădăuți, s-au mobilizat asistenți medicali generaliști, asistenți medicali de farmacie, asistenți medicali balneofiziokinetoterapie și au adunat dulciuri, hăinuțe și jucării pentru că, într-adevăr, să nu uităm pe cei mai triști ca noi de Crăciun. Nu este prima dată când participați la această campanie. Ce vă face să veniți din nou în fiecare an alături de noi? Este o campanie care este pe sufletul nostru și cred că e cu atât mai mult pe sufletul românilor. Sunt oameni necăjiți, sunt copii care chiar ar trebui să zâmbească și să creadă că există Moș Crăciun. Și sunt mândră că astăzi alături de mine sunt fetele care tocmai au ieșit de la examenul practic, sunt cursantele în anul întâi care s-au alăturat în acest an campaniei noastre. Ce au donat cursanții? Cred că e momentul să vă spună ei. Noi, cei din anul întâi AMG, ne-am mobilizat și am adunat jucării, dulciuri, fructe pentru copiii nevoiași. Ce zici, te vei implica și pe viitor într-o astfel de campanie? Cu siguranță. Mi-a plăcut foarte mult. Am și eu copil și știu când îi donez o jucărie, e foarte fericit. Îmi doresc ca toți copiii să zâmbească înaintea sărbătorilor și vom participa cu siguranță și în anul viitor. Ați avea un mesaj pentru copilașii la care ajung aceste cadouri și pentru părinților? Da, să se bucure de cadouri, să fie fericit, sărbători fericite tuturor și numai bine!